Bun, băi, am ajuns la masă și acum vom suna la acestei boxuri diferite să vedem pe care luăm. Începem de la un preț cât mai mic și vreau să ajungem chiar la 1000 de lei, pentru că, sincer, așa o să se ducă challenge-ul ăsta dacă continuăm. Vreau să vă și susținerea voastră în comentarii și să dați un like chiar acum și subscribe. Eu zic să sunăm la băiatul. Ia, ce jucării, 20 de lei. Uite, putem să sunăm dacă vorbesc eu. Vorbesc eu. Alo? Bună seara, am văzut că aveți un anunț cu Mystery Box, cu cutii, cu jucării. Da, vă rog. Aș vrea și eu unul de 20 de lei, jucării nostalgice, parcă așa era, nu? Sau, da. Mă întrebam dacă putem mâine undeva la Piața Sudului. Bine, atunci, vorbim mâine. Da, mulțumesc. Bine, bine, mulțumim. La revedere. La revedere. Bun, hai următorul. Așa se fac combinațiile, băieți. Mystery Box, categorii diferite cu premii mari, totuși. Ia, ce premii? Apel. La 100 de lei? Da, da. Și puteți să îmi plasați și mie o comandă, vă rog frumos? Da, sigur, dar din ce categorie vă trebuie? Ce era? Că nu mai știu sigur, m-am uitat la mai multe Mystery Box-uri și nu... Este casă și grădină, este accesorii auto... Gata, mi-am amintit. Puteți să mi-o puneți pe aia gen de le avea pe toate? Că știu că era una de le avea pe toate, parcă. Da, diversificat, da. Da, da, da. Lăsați acolo comanda pe ulei, să voi să mai fiți la... Ok, mulțumesc mult, zi frumos. Mulțumesc asemenea. Ne-am uitat la mai multe anunțuri pe OLX, nimic nu ne-a făcut cu ochiul, mulți ne-au refuzat și credeam că o să mă dau bătut. Însă a doua zi am intrat din nou și am văzut un Mystery Box de 1000 de lei și m-am gândit dacă se merită să-l iau sau nu. Băieți, am mai trecut o zi și nu puteam să las așa pentru că un vânzător a refuzat oferta, așa că o să mai luăm acum un Mystery Box. Am văzut ceva sincer de 10 milioane și nu știu dacă să-l luăm. E ceva electronice, ia caută. Uite, stai că l-am salvat. Bă, chiar așa avea nevoie de ceva. Uite, ăsta. Uite ăsta. Deci are un RTX. Hai că îl tem pe ăla dacă e. Doamne ajută. E 7, hai mai vorbim. Prețul 1000 de lei, valoarea este cuprinsă între 200 și 2000 de lei. Bă, ia dă-i să vedem de unde e ăsta, să vedem dacă vorbim cu el sau... Aha, București. Dă-i, trimite comandă sau ceva, plasează comandă. Ah, nu are număr. Dă-i. Astea le brurezi, da? Da. Și-a mai comandat încă una, cât e? 1021 de lei. 30 de lei transportul, băi, ești nebun. Plasezi comanda? Plasează-mă comanda, da. 500. Bine, hai. Și transportul plătește producția. Da, hai. Mamă! 10 milioane pe dreapta, așa. Hai, băieți, trecem la comenzi. Am ajuns și cutiile, băieți, toate cele trei cutii pe care le-am comandat. Și acum eu zic să începem cu cea mică de 20 de lei. Și acum ia de forfec aici, frumos. Tu ce crezi că e nea, în primul rând? Zicea că sunt niște figurine sau ceva, da, pe anunț. Doamna aia în anunț a zis că ne pune o figurină, eu zic că a fost bună și ne-a pus mai mult. Ia uite ce frumos, dar e împachetat foarte frumos, după cum putem observa. Creier din aia de pastile, un. Aha. Ia, bun. O desfac? Desfac. Ia ce-o fi. Mamă. Ia, un șervețel, ok. Opa. 20 de lei, n-am intrat multe. What? Băi! Ce-s astea? O mașină? Mini Cooper. Un delfin, un elefant. Bă, dar sunt chiar tare astea, pe bune. Zi tu, domnul. Zi sincer, domnul. Da, da. Hai să le punem așa pe masă, frumos, să se vadă la cameră. Cutia următoare e cea de 100 de lei sau cu 200? Ceva, de genul, 200, 2 kg. Mă întreb ce-o fi în ea, că a zis că ne aduce produse de tot felul. Așa a zis, nu? Da. A zis că ne aduce orice fel de produs. Ia, uite! Ca mamă, bun, îmi place pachetul. Ok, bă, asta e nebun, mai! What the fuck asta? Ca și... ce? Hai să vedem. Prima chestie... Uite că asta e și ruptă, bă. Prima chestie, am băgat, uite, așa. Ia de fiu. Ce-i mai mult? Ce-o cu ce-i? Waterproof case. Okay. Ah, din aia de țeră. Ah, bun, asta e eu. Ok. Nu trebuie. Asta e a mea, îmi zic de acolo. Bă, asta e tare rău, uite-te, uitați-vă și voi, băiți. Da, prea tare, doamne, pentru 100 de lei chiar s-a meritat, zic eu. Hai, desfacem aici. Uată, ce luminează, ești nebun. Mamă, ce-mi place. O să mă joc cu asta până atunci. Bagă și tu mai aici. Da, mă. Scoate-n baterie. E bun. Ce-i ăsta? Ce-i ăsta, mă? Bă, baterie de laptop. Bun. Ce să fac cu asta? Se bagă la laptop? Da. Cum? În spate. Mai avem două produse. Chestia asta, nu știu ce, n-am nicio idee, ceva hai de mine, auto. Și asta vreau. Tot eu s-o iau? E a mea asta. Da, mă, s-o deschidem și pe asta, dacă. Hai să o desfacem în același timp.
Deci avem aici made in China, ia uite. Băi, deja nu ce asta. Hai, băi, ce e asta, mă? Ce n-ai vezi? Cred că e mouse. A, e metal detector ceva. Ce tare. Bă, te duci pe planjă, mă. Ăsta ce este? Un cablu HDMI. Ia. Chiar detectează metal? Ia uite din asta, dar ce... Mă, ăsta mi-ai dacă vrei tu. Bă, s-a meritat, eu cred că e mai mult de 100 de lei chestia asta. Ia uitați-l, băieți, cum face asta. I-am scos ochii. Bă, dar e chiar mișto. Dar nu-i merge ochiul ăsta în parametru. Bă, ăsta nu-i merge în parametru. Așa face el? Da, așa face. Ce tare. Ia, un fir aici. Hai să facem curățenie și acum trecem la mystery box-ul de 1000 de lei. Bagă-mă, bagă aia nea. Eu zic să o vindem. Eu zic să vindem pe bune. Dacă nu... Ok, 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 ok. Bă, bă. Da. Hai. Ok. Ia uite-mă. Bă, ce naibă asta? Ia uite-mă! Ce... Ia uite-mă! Bă, era și în poze, era... Uite-te ce aici. Bă, ia deschide-mă. Bă, naibă. Deschide, nu? Ce deschide? De aici, așa. E doar asta. Aha. E doar asta? Aha, tare rău. Uite, mai am un pachet. Mai am un pachet? Mai am un pachet. Era încă de 10 milioane, mă auzit. Bă, what? Uite pachetul ăsta. Ce crezi că stea? La cum e împachetat. Niște izuri. Bă, o să o cază figurine. Bă, de ce le-ai dat pe jos? Că era mișto. Păi una a căzut. Ce se făceau alea, bă? Opa. Hai să vedem. Ia ce e asta? E ce, mă? E ce felul? Nu? Tracă de bază, mă, să... Bă, mamă, era să cadă, bă. Deci am... O, placă, ia caută pe net. Desfă-o, desfă-o, tac, eu caut repede. Ok, e împachetată, mă așteptam să nu fie sincer. Ia. Da, o placă de bază. O placă de bază, de ce? Eu o păstrez pe asta sau o vindem? Ce zici? Bă, o stai să vedem cât costă. Ia, cât e? E în jur de 700 de lei. 700, bun, deci ne-am scos oarecum. Mouse-ul ăsta, mouse-ul ăsta, cât o fi? 10 milioane, ăsta face toată cutia, 10 milioane. Cam acestea au fost cutiile mystery astea. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like, subscribe, follow și la Robițu și la mine pe canal. Până atunci, noi ne auzim data viitoare și sincer, cred că o să vă dăm vouă giveaway. Ce să le dăm giveaway la figurinele alea, dacă vreți. Figurinele vă dăm giveaway în comentarii, fraților. Cel mai apreciat comentariu câștigă o figurină, după următorul, după tot așa. Dați follow pe Insta la toate alea. Eu m-am dus. Pa, pa!